G2A. Cumpără jocuri la reducere pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am pregăsit, dragii mei, la un nou episod din They Are Billions! Două secunde, înainte să ne apucăm să facem treabă pe aici, vreau să mă asigur că toate turnurile noastre, Fisherman Cottage, sunt ocupate. Din nou, nu mi-aduc aminte unde Dumnezeului. Sunt toți oamenii noștri. Ok, deci a terminat nenea asta aici. Bun, așa. Băi, nu, serios, unde sunt... Le-am mutat pe fetele noastre, mă? Bă, nu se poate, mă. 1-1, nu? Aici avem o fată, aici avem o fată. Ia, stai să înțeleg aici ce se întâmplă. Pot cumva să pe harta asta să am niște filtre? Vreau și eu niște filtre, vă rog frumos. Amărâți așa cum suntem. Bă, sunt convins că dacă le avem pe aici pe undeva, o să le găsim cele din urmă, doar că în momentul de față... Sunt eu un pic panicat, așa că nu-i găsesc. Da, mă, deci nu știu unde pâinii mei sunt. Bun, până una alta, bam, 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 nu avem aură, care va să zică absolut nicio problemă. Ok, și punem un waypoint, rally point, pardon, că se cheamă rally point acolo. În momentul în care termină de făcut unitatea, să fie trimis în mod automat soldatul, arcașul sau ce Dumnezeu este în partea asta de aici, da? Ok, hai să vedem cum stăm cu lemn. Nu stăm super extra ultra bine cu lemn, nu? Ceea ce înseamnă că putem să ne ducem să facem niște garduri. Întrebare, pot să fac o poartă? Pot să... Două secunde să dăm și așa. Bun. Fă-mi o poartă aici, așa ca fapt divers. Bun, și ciuciu aura. Bine, mă, bravo, mă. Ok, s-a terminat acum mâncarea în momentul de față, ceea ce mă bucură foarte tare. Zim că măcar... Ok, bine, nu mai zi nimic. Tac din gur. E ok, e regulă. Nu că am avea nevoie să fac ceva de genul ăsta. Oh, finally. Așa, bun, 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 bun. Hai să vedem pe unde putem să punem băieții. Du-te-le cât de aproape pot să mă bag eu aici cu tine. Ha, 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 ha. Aici pot să mă pun? Da, pot să mă pun acolo. Fii atent acolo, nu că îi blochez la nenea ala Feng Shui-ul. Pe aici. Pam, pam, pam. Ceva de genul ăsta. Ceva de genul ăsta. Gata, șeful. Am rezolvat. O să trebuiască să mai punem un set de energie, pentru care avem nevoie de o grămadă de muncitori. Este, mă! Este, mă! Bun, bun, bun. Hai cu aurul, hai cu aurul, fraților, că stăm și ne stă norocul. Aici trebuie să vedem ce reușim să facem. Dudule, du-te și tu și atacă în partea asta pe cine vrei tu. Mersi, ești un scump. Și să sperăm că nu atrage oameni nedoriți. Așa, mai mișcă-te un picuț acolo. Mersi, ești un scump. Completent. Bam, 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 bam. Fii atent cum facem. Hai să punem un turn aici. Ok. Ok, vino și mătăluță și atacă în partea asta, te rog, pe cine ai tu chef și vrei. Hai să mai uităm aici să vedem dacă mai putem. Wood, 2 workers, 1 și cam atât-i. Și n-avem aur. Aurul e o problemă foarte mare în momentul de față, după cât te observ. Bun, așa, și să vedem un picuț în partea asta aici ce am putea noi să construim. Dudule, până unde? Până unde? Deci avem apa asta. Mamă, deci abia... Băi, băi, stai mă două secunde. Pauză, 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 pauză. Pot mă să dau mai luminos un pic jocul? Graphics, texture, shader, grass, capture, nu știu ce, vrăjel, resolution, window mode. Băi, frate, mă, cred că trebuie să dau din meniu de la brightness, fii atent, de la monitor, că nu văd. Nu știu ce se întâmplă, my friend. Dă-o până mea de treabă. Back to the game. Bă, ce s-au de apa asta atât de puternic aici? Ok, hai că mi-am dat și din căști de acolo. Așa, deci revenind la ale noastre. Bun, zici, mătăluță, că dacă punem aici și a... Cât mă costă, mă? Fii atent că putem să facem șmecheria asta. Ia băgă-te-o acolo. Și să vin aici cumva cu ceva mai interesant de făcut. Ok, încă un arcaș acolo, te rog frumos. Stăm foarte prost cu bănuții. Asta este, se la vin, n-avem ce să-i facem. Ok, vreau pe cineva să ne apare acolo, te rog frumos. Și fetele astea două să se ducă în continuare mai departe. Ok, avem loc în sfârșit să punem acolo. Bun, pe aici, pe jos, l-avem pe băiatul ăsta. Ar merge o poartă la tine undeva pe aici, my friend. Bag așa. Și după aia restul garduri, da? Aoleu, cum mi se duc banii. Perfect. Ok, te-am rezolvat și pe mantăluță acolo. Magnific. Ok, mai avem încă o fată aici. Două secunde, pauză un pic. Hai să vedem.
Deci, mătăluță, pe aici, pe aici, uite pe aici, stai așa. O să am nevoie și de o poartă, să știi. Stai să vedem un pic. O poartă, dacă ar fi să trântesc undeva pe aici. Foarte dubios de pus o poartă în locul ăsta, sunt de acord, extraordinar de dubios. Fii atent, facem așa. Fix aici un, sau mai sus. Uite aici, punem un turn. Ok. Bam, bam, bam. Și nu mai avem lemn sau ce Dumnezeu lui, nu mai avem pentru punctul ăla de acolo, da? Ok, și mătăluță, o să vii și o să te bagi în turnul ăsta de aici, doar așa că să protejăm un picuț. Ok, hai să mai vedem aici. 120 de bucățele de aur, foarte, foarte bine. Bun, 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 și mai avem încă 9 muncitori acolo. Perfect. Hai cu tata, hai cu tata. Băi, aurul ăsta, băi, ce mai putem să mai facem? Am cați așa, avem nevoie de și de energie, o să avem nevoie cât de curând. Dă din de toate avem pe aici. Cariera, avem o carieră pe undeva pe acolo. Fii atent, mai trântește-mi aici unul și aici unul ca să știu treaba, da? Ca să nu mă panichez foarte tare. Mătăluță, intre acolo. Ranger unit trained, perfect. Ok, tu ești ok. Aici, 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 trebuie să fim foarte atenți și un picuț. Iarăși trebuie să ne pregătim. 50 de aur. Afirar, serios? Ok, bun. Nu prea-mi place ce se întâmplă aici, dar... Ia, stai un pic, hai să ne uităm așa. Hai să punem așa, că văd că nu-l deranjează pe nenea asta. Mai scoatem două fete de acolo. Mai lăsăm un picuț de bănuț să vedem ce se poate face. Ok, putem să dăm middle click acolo să nu ne facem probleme. Du-te și mătălți acolo cu fetele. Perfect, și hai să le lăsăm așa un picuț să-și facă treaba. Pe cine vreți voi să atacați, pe ăla atacați, da? Ok, hai că mai ajută și fata din turn, perfect. Ok, building completed. Oh, perfect, perfect. Ceea ce înseamnă că pot să pun acum ăsta aici. Și asta înseamnă că pot să mă duc. Cred că pot să fac, putem face așa fără niciun fel de problemă. Bun, deci am rezolvat și pe mătăluță. Aici cred că suntem ok, acolo suntem ok. Bun, deci în momentul de față, baza noastră, cât de cât și aproximativ, cât de cât și aproximativ, aici este zona cea mai sensibilă, ca să zicem așa, da? Bun, hai să vedem câte fete mai putem să mai scoatem. Cred că putem să dăm maxim, nu, aurul ne ține în urmă, ceea ce este ok, este în regulă. Bun, militarie, nu mai avem ce face, așa la tine nu mai avem ce face. Warehouse. Production of buildings provides gold storage 2000 factor 20% not enough product resources. Ok, de warehouse-ul nu știu dacă ne interesează neapărat, dar ne interesează workshop-ul și pentru workshop avem nevoie de absolut toate. Energie și etc, etc și case și tot ce vrei și ce nu vrei, da? Bun, aici mai încă unul și încă unul, da? Perfect, 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 perfect. Hai să vedem aici cu fetele. Pot să dau un zoom mai apropiat, se pare că da. O să trebuiască să lăsăm un picuț să ne crească aurul. În restul văd că toate sunt ok, toate sunt magnifice, toate sunt mirobolante. Zim cât mă costă o căsuță, dude. Energie mă costă mai mult și mai mult. Deci după energie trebuie să așteptăm și atât, da? Sau nu? ok, unde mai punem căsuțe? Hai să vedem. Pe aici, în zona asta, pare interesant. Pe acolo nu mă lasă, pentru că motive. Pe aici de ce? Not enough resources. Ok, am înțeles. Mă speria să-mi zic, aoleu, să vezi că m-am nenorocit. Bun, ok, deci trebuie să facem case în momentul de față, dar păstrăm casele ca să putem face clădirea de energie, da? Complete tent, perfect. Este tati. Și cred că putem... Trebuie să fie separate tipul ăsta de clădiri de cel puțin 4 spații? Mă, lasă-te! Aici o blochez accesul la altă clădire, pare să. Aici ar fi bine să punem o mică carieră, deci nu vrem să ne băgăm foarte tare acolo. Uite aici, cred că e ok dacă facem. Ok, și hai să ne pregătim aici. Deci avem nevoie de energie, o să vină. Lemnele, aurul o să vină. Muncitori, 10. Muncitori, în momentul de față, ciuciu, muncitori. 4 mâncare, mamă, băi, deci cum se leagă toate, mă, fraților, mă.
Hunter's Cottage cu arieră, tot cu Fisherman sau cu Hunters. Hai să vedem Hunters. Mai putem să mai punem pe aici pe neva? Food 12. 16 am văzut acolo, super, super șmecher. 15, 14, 15 iară, dar nu cred că pot să pun. Deci 16-le de aici ar fi extraordinar. Oooo! Prea aproape de altă clădire. Too close to other buildings. Ok, deci aici un 15. Și 16-le de aici. Gata, șef. Și uite că am făcut rost de o grămadă de mâncare în felul ăsta. Încă două fete, trei aici chiar, wow. Ok, control 1, atacați, atacați, atacați. Hai că trebuie să ne ducem un picuț în partea asta generală. Să vedem ce există, dacă putem să pregătim zona asta pe aici cumva. Parcă vezi că dăm de niște căsuțe, ceea ce nu mă încântă foarte tare, dar ce să facem, se la via acum. Ok, Hunter's Cottage a fost terminat. Hai să vedem cu căsuțele noastre pe unde mai putem să le mai înșiruim. Așa. Două secunde să ne mai uităm și pe aici. Mă, n-aș vrea să colocă. Poate mai. Uite pe aici. Așa, cred că e ok dacă facem. Gata și... Bun, dezactivăm. Control 1 din nou. Gustăm săgețile. Ce gustă. Măi, deci e foarte dubioasă zona aici. E foarte deschisă zona asta. Cum s-a apărutita mai zona, dude? Avem aici o apă. Uitați-vă și voi cât de mare e. This is not good. This is not good deloc. Îi spunem un pic de pauză. Avem 12 muncitori în momentul de față, ceea ce este ok, cât de cât ok. Bun, hai să vedem dacă putem să facem workshop-ul ăla. Este, mă, workers, ăla-i tati. Bun, deci asta o să fie clădirea noastră pentru upgrade-uri și alte prostii de genul, da? Hai să vedem pe unde ar putea să o trântim. Pe aici, o fi ok. Acolo să fie șeful. Ok, și ni s-au dus toți. Ce este? E ok, are clune bani ca partea mare. Bun. Așa, și să mergem cu fetele astea ale noastre și să vedem pe aici ce putem omorî la gușteri, că mai avem doi muncitori acolo de care am putea să mai profităm un picuț. Uite, și pe aici e o zonă interesantă în care am putea să ne extindem un picuț pentru case și alte prostioare. Are you sure? Yes, I am sure. Hai mă, l-omor, ce faci? Ia, putem să ne strecurăm pe aici? Da, putem să ne strecurăm pe acolo fără niciun fel de problemă. Da, deci în partea asta de sus e nasol. E nasol rău de tot. Foarte urât. Ia, hai să vedem aici. Asta e o zonă pe care putem să o protejăm în mod natural, mă? Băi, nu te cred. Nu te cred. Deci aici putem complet să dărâmăm zidurile astea, mă? Deci nu vine să cred. Ok! Ok! Bun! Treaba asta e super, super ok. Ok, bun, bun, bun. Pauză. Bun, ce avem nevoie pentru tine, workers, aici? Dacă extindem așa, putem să avem libertate în partea aia extraordinar de mult. Două secunde să-mi realizez eu aici. Prea văd bine, măi, nene. Băi, cât de întunecat poate să fie jocul vieții, băi! Ar fi bună o poartă. Ar fi extraordinar de bună o poartă. Deci dacă facem așa, am putea să punem o poartă și am putea să punem... Ia să vedem cât de departe putem să ne ducem. Până cam acolo, nu? Stai așa. Hai să punem așa chestia asta acolo și putem să punem în partea asta o poartă și cu un turn fără niciun fel de probleme, da? Ok, și după aia mai vedem unde mai punem încă un turn, dar momentan suntem super, super ok, așa? Mamă, deci mi-am întors ecranul de nu... Hai, dădule, hai. Ok, în partea asta la altă, aici am putea să gătuim un pic toată prostia.
Fă-și tu așa. Vreau să mi-l atace pe cel mai puternic din rază, în cazul în care vine unul care e mai dubios. N-am înțeles. Deci am putea să gătuim aici, am putea să... Aici nu poți să construiești peste minereurile alea. S-a terminat Tesla Tower-ul. Perfect, 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 perfect. Bun, încă un Tesla Tower mă interesează, dudule. Care acest Tesla Tower poate să fie pe absolut oriunde, presupun. Și vreau să-l punem acolo. Ok, și hai să vedem. Deci am zis o poartă. Dă cu tab așa ca să putem vedea mai bine. Și un turn. Ok. Bun, și asta ar însemna că putem să distrugem complet toate prostiile astea de aici și să mutăm fătuca asta din turnul ăsta în turnul ăsta de acolo, da? Eventual chiar o putem scoate de acolo și să-i spunem să vină să stea aici. Bun. Așa. Da, uitați-vă ce zonă mare, băi, nene, băi. Dacă e să vin aici și să opresc... Am pus și pescăria asta, știi? N-am, pescăria aia o să trebuiască să o anihilăm de acolo, că nu am ce să-i fac. Pur și simplu nu am ce să-i fac și eventual să ne mișcăm și în partea asta de aici. Un picuț. Ia uite, l-ați văzut? Ați văzut că era unul care alerga? Știi ce ar trebui să facem? Am mai găsit ceva interesant acolo. Hai să avansăm aici un picuț. Deci în momentul de față cred că putem fără niciun fel de problemă. Dudule, am un ceva care să zică, cred că delete pur și simplu, nu? Ok, și acum vreau să vin aici, să vedem dacă avem. Deci mai avem mâncare pentru încă o singură căbănuță ferară să fie, ceea ce nu este super bine, dar asta este Sela Vin, nu putem să le avem pe toate. Ok, și deja nu mai avem mâncare. O să încercăm să vedem aici dacă putem să punem un hunting lodge, ceva. Hunter cottage. Da, vezi că dacă lăsăm doar iarbă, e foarte puțin. Mâncare 8. Foarte, foarte puțin. Astea pe lângă pădure au un bonus mai măricel. Mâncare 6, mâncare 7. Oribil, 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 oribil. Opa, se salvează jocul. E ziua 13, cât de curând o să vină un atac extraordinar de mare. Aici nici măcar nu pot să-l pun pentru că e prea aproape de celelalte. Ce ne facem, mă, friend? Mâncare 3. Ce vorbești, mă? Oribil. Deci nu știu ce să facem. Ni s-a terminat, mă, clădirea magnifică. A, s-a terminat clădirea, băi. Băi, de ce nu zice, mă, nimeni nimic, mă? Dudule, fermă, market. New structure market, buy all or and sell resources. Sell excess resources, așa. The food needs of surrounding dwellings. Oh! Stone workshop, sniper. Will enjoy the time and generate more gold and can hire mercenaries to stay at the inn. Plus 100 de muncitori? Du-te, bă, de aici, bă. Deci, în primul și în primul rând, cred că m-ar interesa o fermă. Cred. Nu sunt foarte sigur. Dar și asta mă interesează că reduce nevoile de mâncare are construcțiilor din apropiere. Nu știu cât de mare este un market dintre ăsta. Mă gândesc că e o clădire extrem de mare. Ceea ce nu-mi convine foarte tare. Hai să băgăm ferma și după aia mai vedem pe parcurs, da? Cred că e cel mai bine așa. Ok, bun. Unde sunt fetele? Fetele, cochetele. Bam, perfection. Perfection. Ok, hai să vă dăm un picuț înapoi. Că văd că băieții ne alergă pe aici și nu este. Ok, mai dă-te un pic înapoi. Perfect. Perfect. Ok, am mai făcut două corturi acolo sau un cort. Nu, 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 nu. Trebuie să mergem un picuț în partea asta de sus și să vedem ce găsim acolo. Ce faci, dudule? Tu împuști aici? Mă bucur pentru... Unde ești, mă, ăsta de împușcă? Tu aici împuștei. Suntem ok? Suntem în regulă? Mă bucur foarte tare.
Ei, s-a făcut mă ferma? Nu s-a făcut ferma încă. Să vreau să pun ferma asta aici, să vedem dacă reușește să ne dea ceva interesant și să mai vedem și prin zonele astea pe aici. Uite aici, cred eu, cu foarte multă iarbă. Ferma beneficiază de foarte multă iarbă în zona ei. Și trebuie să vedem cum facem cu mâncarea. Come on. Da, mă, deci uite și tu ce deschisă e zona aici. Gata, șef. S-a făcut pentru fermă. Perfect. Hai să vedem dacă putem să punem acum o fermă jos. Energie 4. Avem energie, lemn, aur. Da, nu e asta nicio opțiune, nicio fel de problemă. Ia uite, frățică. Fii atent. 44. Stai să facem așa ca să văd mai bine. 42, 38. 46. 48. Jesus. 48 până acum, da? Așa, bam, 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 bam. Da, 48 aici, ăsta e. Ăsta e, dar cred că nu avem voie să ne atingem de iarba din jur. Am așa o vagă impresie că nu avem voie să ne atingem de iarba din jur. Bun, și acum aș vrea tot de aici de la tine să upgradezi și marketul aș vrea, dar și cottage-ul aș vrea în același timp. Hai să vedem care e la rând. Marketul prima dată și vedem unde putem să-l punem pe aici, pe undeva. Of. Tu ai nevoie de un lucrător, nu? Da, ai nevoie de un lucrător ca să poți să funcționezi firarea să fie. Aș vrea să vedem... Mă, piatră nu ducem lipsă momentan. Chiar n-avem ce să facem cu piatra. Deci mai mult de cariera asta nu avem nevoie. Acum nu știu dacă putem să distrugem asta de aici. Eu nu cred că putem să distrugem bucățica asta de aici. Da, deja nu mai avem mâncare. Trebuie să se facă ferma aia ca să putem să discutăm ca oamenii. Ok, mătăruța acolo, te rog frumos. Nu, deci trebuie aici să vedem cum facem. Pe fierul ăsta nu putem să ne băgăm, din păcate. Ar trebui să facem dita mai... Nici cu fier nu ce problemă momentan. Trebuie să facem neapărat aici, că dacă nu facem acum, o să ne plângem de milă după aia. Deci o să după ce se face ferma, o să putem renunța la tine, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Putem pune... chestii de genul ăsta și un turn în mijloc aici, fără niciun fel de problemă. Ok. Poartă mai puțin. Știi ce am putea să facem? Am putea, stai așa, am putea undo building. Putea să punem o poartă aici cumva. Este? Firar. Și cred că ar trebui să fie suficient încât să treacă oamenii pe acolo. Cred. Am trăit și vom vedea. Bun, păi și dacă e cazul așa, avem nevoie de 10 lemn. Ok, nicio problemă. Bun, asta, hai să mai explorăm un pic pe aici. Ok, stai să scot middle click-ul, mai m-am prostit și eu. E ok, în regulă. Mamă, abia aștept să înceapă să se upgradeze fetele. Din ce în ce mai mulți zombolei care aleargă, din păcate. Ceea ce nu mă încântă foarte tare, dar se la vii ce putem să facem. Hai să mergem ușurel în partea asta să vedem ce găsim. Am găsit niște resurse. S-a completat ferma, perfect. Cât avem de mâncare? 51. Asta înseamnă că putem să-l distrugem pe nena asta de aici. Bun, ok, și fă-mi te rog frumos aici un turn, perfect. Așa. Mai avem niște resurse aici, dați degeaba resursele astea, că n-avem nevoie. Poți să explodez butoiul ăsta, mă? Ok, hai să ne oprim un pic, hai să ne oprim un pic. Bun, deci tu mai ai de făcut acolo, asta nu e o problemă foarte, foarte mare. Ok, am putea, ia, stai, fii atent. Am putea să ne băgăm, să facem, să împingem zidul ăsta un picuț, ce ziceți? Aici, gâtoiala asta e super, super ok, dar am putea să ne ducem un picuț mai încolo. Din câte îmi dai o seama, mod natural până în partea asta aici. Ia, hai să vedem cum ar arăta.
Deci, a, da, am nevoie de, da, corect. Nevoie de energie. Pot să mă împing? Pot să fiu arogant? Până aici pot să mă duc dacă vreau. Sau acolo neapărat dacă doresc. Ok. Hai să vedem, fetelor, ce reușim aici. Să nu explodați la atâta vreau de la viață. Ok, și am ajuns înapoi, oarecum și cât de cât, da? From the north. Vin din nord, exact pe unde urmează să facem aici, da? Ferar. Ah, dude. Ok, întrebare. Putem să demolăm pe ăsta și să mai facem un conturn aici, te rog? Mersi, ești un scump. S-a terminat research-ul pentru market. Perfect. Bun, hai să facem research-ul pentru o casă mai bună. Coloniști plus 8, muncitori plus 4, venituri mai mari. Mă bucură foarte tare să văd chestia asta. Ok. Nu mai sunt și alte unități pe care să le deranjezi. Ce gușterie. În 5 ore, dozens of infected, nu știu ce, Tesla Tower s-a terminat, perfect. What the? De ce e dubios aici și nu se leagă? Vedeți? What the hell, dude? Băi, nu fi mă dubios. Putem să facem o altă aroganță, să legăm pe aici niște chestii? Ceva de genul ăsta? Să se lege? Tu du-te în turnul ăla, te rog frumos. Iar turnul ăsta cred că îl poți demola. Cred. Așa, uite că acum se leagă, dar nu cred că mai avem acces la... Poți să... Stai așa. Poți să fac așa. Da, aici nu mai pot. Ok, păi atunci lasă-l pe ăsta așa. Și lasă-l dat pe ăla. Că aici am impresia că nu o să se poată... Nu putem să avem acces la unitatea. Bun, la mătăluța aici. Hai să vedem. Deci mă interesează în primul și în primul rând. De unde până unde? De aici, probabil? Ok, ceva de genul ăsta. Bun, și după aia vreau și eu două turnuri. Un turn aici, un turn aici. Mă gândesc că ar fi ideal. Nu o să fie simetric, fiera să fie. Deci dacă vreau să pun o poartă, nu o să iasă cum vreau eu să iasă. Ah, o să mă irite maxim chestia asta. Bine, ok, știți. Nu, e ok cu două turnuri așa. Chiar îmi place cu două turnuri așa. Punem o poartă acolo. Și un zid acolo, gata șef. Am terminat și cu băieții. Any infected around? Okay. Hai să mergem până aici să vedem ce se întâmplă. Bun, deci asta e o pădure, ceea ce mă bucură foarte tare să văd că e blocat în partea aia de acolo. Opa, ceva nou. Am găsit o zonă interesantă. Nu știu ce e radioul ăsta, dar e super interesant. Ok, deci zona asta e complet blocată, ceea ce mă bucură foarte tare. Ok, să ne întoarcem o picuța căsica. Și hai să vedem dacă putem intra aici. Ne băgăm și pe partea cealaltă, te rog. Ok, bun. Restul ne punem acolo, perfect. Ar trebui să fie mai mult decât suficient pentru toate nevoile noastre. Mătăluță, bam, acolo, te rog. Ok, și acum așteptăm un pic și vedem exact pe unde vin băieții și dacă o să reușim să le facem față sau nu, sau care e șmecheria. Întrebare, tu... Range bonus plus 3, da? Infected Swarm vine pe aici. Să vedem... Cred că o să vină în partea asta aici. Ah, super. Hai să vă băgăm și pe voi acolo. 2. 3. Și pe mătăluța. Ok, acolo vin băieții. Aici, vă rog. A, de ce treceți pe acolo? Perfect, perfect. Bun, și teoretic ar trebui să reziste. Teoretic, fiind un val de ziua 15, să mă rog, 16, nu avem probleme foarte, foarte mari. Putem să reparăm prosiuțele astea fără niciun fel de stres. Gata.
Ăla a fost tot, am dat să se repare. Mulțumesc, la revedere, drum bun. Bun, păi, mătăluță aici. Mătăluță aici. Mătăluță aici. Ok. Vrem să lăsăm un om acasă. Încă un om acasă. Ok, și acum dacă facem, selectăm așa. Ok, avem 11 fete cu care putem să ne facem de cap. Bun, dragilor, hai să facem o mică pauză aici. Ne las că albustul, dragi, și să vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. La ce să mai dăm upgrade? Upgrade. Putem la țep să dăm un upgrade fără niciun fel de problemă și vedem data viitoare ce putem să facem noi în zona asta, că m-ar interesa. Văd că e o zonă destul de măricică unde am putea să punem piața aia și să vedem dacă putem să construim peste prostiile astea o căsuță sau ceva de genul. Da, nu merge să construim aici, din păcate. C'est la vie. Ia să ne uităm un pic și la piață, dacă mi-aduc aminte pe unde e. Farm, sawmill quarry. Unde Dumnezeule e piața, mă? Warehouse, market. Avem nevoie de 8 inși. Da, putem să upgradăm casele astea fără niciun fel de problemă, asta e clar. Mâncare 4, energie 2, avem lemn, căcălău, da, putem să upgradăm câteva case de aici fără niciun fel de problemă. Cu energia o să stăm un pic mai prost, dar nici asta nu e o problemă foarte, foarte mare. Da, nu putem să upgradăm asta, dar putem să mai tântim una pe aici, pe acolo, că momentan suntem ok cu spațiu. Momentan suntem destul de ok cu spațiu. Dacă ați lăsat un like până acum, un mic like, un comment, un share, cum spuneam, o mică abonare, dacă n-ați făcut-o deja, bună seara București, bună seara România, pe data viitoare!